Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să salutăm toate familiile de bursuci de pe recepție, o familie... De câți bursuci sunt în lumea asta? Bursucii, periodic bursucii, cred că sunt animalele care au rolul lor cu totul special în emisiunea Deșteptarea. Din când în când, bursucii au câte o parte din emisiunea noastră. Mai țineți minte bursucii care au distrus nu știu ce dig de pe Dunăre? Așa. Făceau vizuine acolo și au făcut digul poros. Ei bine, acum o familie de bursuci a ajutat un căutător de comori din neam să găsească un tezaur milenar cu sute de monede. Serios? Da, deci sunt fan bursuci. Deci trag și la bani. Da, clar. Ce bursuc? Dar oare bursucul e același lucru cu viezure? Da. Păi, deși în original, la caserie era o bursucă. Da. Dacă mi-aduc bine aminte. Și era o viezuriță. Și o viezuriță. Viezurile e dacic. Bursucul e postcucerire romană. Bravo! Da. Deci, bursucii, foști viezuri, își făcuseră vizuină undeva pe dealul Balaurul, de lângă Piatra Neamț. Cum s-a ajuns ca un deal de lângă Piatra Neamț să fie numit Balaurul? Cine știe? Bun. Aparent, fuseseră deranjați de monedele pe care le întâlniseră în excavațiile lor și le aruncaseră afară. Știți cum mai e omul care, săracul, își face și el căsuță, sapă și dă de apă și e firar să fie? Ăștia au dat de monede. Băi, nene, dar ce ghinion avem acum cu monedele astea, în loc să găsim pământ al nostru bun, uite, am dat de monede. Și l-au aruncat afară. În acest timp, domnul Stelian, căutător, amator și nou-nouț de comori, că tocmai își cumpărase detector, ca să vezi situație, el se plimba prin zonă. Detector de fer. Da. Găsise deja aproape 200 de monede și cu câteva zile înainte, vreo săptămână și ceva, tot pe dealul Balaurul, la vreo 300 de metri de vizuina de viezuri. Și mai plimbându-se el prin zonă pe acolo, a văzut monedele, citez, din domnul Stelian, citat de adevărul. Deci, zice așa, se vedea pământul afânat, aruncat afară, iar la un moment dat am văzut câteva monede, vreo 6-7. Cum aparatul indica că ar mai fi ceva, l-am sunat pe băiat să vină să mă ajute la săpat. Domnul Stelian, având o afecțiune la spate, eu îl înțeleg foarte băiat bine. Băiat e fi sus sau are un băiat? Nu se știe, l-am sunat pe băiat. Da, am un băiat. Și rezultatul, un al doilea tezaur. 408 monede romane, bătute cu eficile împăraților Traian, Nerva, Otto, Vespasian și Domitian. Mă, dar cum? Păi acolo cred că fusese ceva bancă romană, că își duceau ăștia toți. Că... Dacia Felix, poate. Da. Primul sediu. Adică nu... Nu, dar e formidabil ce a găsit. S-a pozat cu ele, nu? Și a predat tot ce a găsit autorităților. Așa e legea. Da. A solicitat recompensa legală. O treime din valoarea estimată. Așa, aici? Mare e recompensa? O treime, da. Ții detector? Bun. Da, eu chiar mă întrebam, zic ăștia acum, dacă tot trebuie să predea ce găsesc, care mai e hazul? Dar uite, o treime... E o șmecherie a statului român aici. Că statul ia comorile, că așa e legea. Adică dacă nu le dai, ești infractor. Dar nu le mai și expertizează după aceea. A, deci, deci e o treime din ciuciu. Da, nu plătește găsitorii. Adică statul zice, îți dăm o treime, că așa e legea, dar trebuie să expertizăm mai întâi. Dar nu avem experți. Nu, e complicat. Mai așteptați. Nu mai niciun dac în viață. Vă sunăm noi. Și nu mai până se expertizează, până nu știu ce, tu rămâi, ai predat, nici măcar nici nu se expun la muzeu, pentru că ne fiind expertizate, nu se expun. Au mai fost astfel de cazuri, durează luni de zile, ani de zile, până când primești recompensa. Cine știe câte comori de astea sunt prin pereți, cavouri și alte destinații, da, de gen? Unde a spus, mă, comoara aia, da, cu 20 de ani, da, a găsit o titem, că uite, cere recompensă. Da. Mai știe tata. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.